Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina. Haideți să vedem pentru dragii mei nativi din Zodia Rac ce mesaje avem de la persoana noastră dragă pentru dumneavoastră și extragem 6 mesaje de la persoana noastră dragă pentru dumneavoastră. Un sfat de la cardurile Puterea Gândului. Și un sfat de la cardurile de Înțelepciune. Și haideți să începem cu mesajele de la persoana noastră dragă pentru dumneavoastră. Nu o să renunț niciodată la noi. Așteaptă. Deci nu are de gând să renunțe la această relație, dar vă roagă să aveți răbdare până își rezolvă anumite probleme. Ești ca o rază de soare pentru mine. Însemnați foarte mult pentru această persoană și speră să nu vă implicați în altă relație pentru a nu fi prea târziu apoi. Ai răbdare, iată exact ce spuneam, să aveți răbdare, pentru că încearcă să-și rezolve anumite probleme și după ce le rezolvă are în intenție să îndrepte spre dumneavoastră, pentru că sunteți ca o rază de soare pentru această persoană. Te rog să mă ierți. Dacă va greși cu ceva, speră să puteți să o iertați și să reluați comunicarea și relația, pentru că probabil este tristă fără dumneavoastră și nefericită această persoană. Totul se întâmplă cu un motiv. Haideți să vedem sfatul de la carturile Puterea Gândului. Sunt frumoasă și toată lumea mă iubește. Radiez acceptare și sunt profund iubită de ceilalți. Dragostea mă înconjoară și mă protejează. Foarte frumos. Deci, acceptați faptul că sunteți iubită de către ceilalți și că dragostea vă înconjoară și vă protejează. Și sfatul de la cardurile de Înțelepciune. Sunt aici la momentul potrivit. Lucrarea pe care o fac asupra mea nu e un obiectiv, ci un proces, un proces de o viață. Aleg să mă bucur de acest proces. Deci luați viața așa cum este, cu suișuri și coborâșuri și priviți optimist către viitor, pentru că până la urmă totul va fi bine. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu drag pe viitor. La revedere!